Centrul Mitropolitan din Sibiu îi oferă o bursă pentru bizantinologie și dogmatică. Pleacă la München pentru semestrul de iarnă, urmând seminarul de istorie și filologie bizantină al profesorului August Heisenberg, tatăl celebrului fizician. 1929, în ianuarie pleacă la Berlin pentru semestrul de vară, având profesori pe Hans Lietzmann și Reinhold Sieberg, apoi la Paris și la Belgrad, pentru studii de bizantinologie și dogmatică și documentare asupra operei originale a Sfântului Grigorie Palama. Aici, în decursul celor 17 ani de activitate didactică, a predat teologie dogmatică. 1929-1946, apologetică. 1929-1932 și 1936-1937, pastorală. 1932-1936 și limba greacă. 1929-1934. 1930. Pleacă la Constantinopol pentru a cerceta și copia opera teologică a Sfântului Grigorie Palama. În 5 octombrie se căsătorește cu Maria, născută Miu. 1931. În 16 octombrie, este hilotonit diacon. 1932, la 25 septembrie este hilotonit preot. 1933, la 8 octombrie se naște Lidia, avându-le ca naș de botez pe istoricul transilvanean Ioan Lupaș. Îl cunoaște și leagă o strânsă prietenie cu Nichifor Crainic. 1936, în iunie este numit rector al Academiei Teologice din Sibiu, funcție îndeplinită. 1938, apare la Sibiu lucrarea fundamentală Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama. 1940, activa poetului Sandu Tudor, grupul Rugul Aprins, din care făceau parte Ierom. Ivan Culighin, duhovnicul mitropolitului Rus de Rostov, refugiat la Cernica, Ierom. Benedict Ghiuș, Ierom. Sofian Boghiu, prof. Alexandru Mironescu, poetul Vasile Voiculescu, Arhi. Constantin Jojea, Pere Andrei Scrima, Ion Marin Sadoveanu. Întâlnirile periodice la mănăstirile Antimp și Cernica au constituit o înviorare duhovnicească a vieții creștine în București. 1943, apare la Sibiu Iisus Hristos sau restaurarea omului. 1946, sub presiunea autorităților comuniste, reprezentate de Petru Groza, mitropolitul Nicolae Bălan este silit, împotriva propriei voințe, să-i ceară demisia din funcția de rector al Academiei, rămâne profesor în continuare până în 1947. 1947. Apare la Sibiu volumul 2 al Filocaliei. 1948. Apar la Sibiu volumele 3 și 4 ale Filocaliei, date de grupul Rugul Aprins. 1955. La Sibiu are loc un mare congres al preoților ortodoxi. Petru Groza, membru al prezidiului, refuză să vorbească cu părintele Stăniloae. Are loc canonizarea Sfântului Calinic de la Cernica. 1958. Începe un nou și mare val de arestări în România, ca o condiție a retragerii trupelor sovietice. Sunt arestați membrii ai grupului Rugul Aprins. Este urmărit de securitate. La 4 septembrie este arestat. Se face percheziție la domiciliul din București. În 5 septembrie, ora 4:00 dimineața, este dus la închisoarea din strada Uranus, pentru o lună, apoi în strada Plevnei, pentru încă o lună, caracteristic regimului comunist. A fost arestat. 1959, este dus la Aiud, având printre alți colegi de celulă pe preotul Lazarov, Parhând Dobrogea sau pe avocatul și publicistul Petre Pandrea, care unul evocă în scrierile sale. Vreme de câteva luni este ținut în regim de izolare totală. 1977. Apar la București volumele 6 și 7 ale Filocaliei. 1978. Apare la București Teologia Dogmatică Ortodoxă pentru Institutele Teologice, volumele 1-3. 1979. Apare la București Filocalia, volumul 8. 1980. Apare la București Filocalia, volumul 9, Dieu este Maor. 1993, apar la București lucrările Iisus Hristos, Lumina Lumii și Îndumnezeitorul Omului și Sfânta Treime sau La Început a Fost Iubirea. În 5 octombrie din același an,
Părintele Dumitru Stăniloae a trecut la cele veșnice.